Bună ziua! Bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu camele și bucate gustoase. Astăzi vom face plăcințele cu mărar și cu urdă. Facem plăcințelele. Deci cam așa o să arate. Ia uitați, eu am încercat mai devreme. Mi-am făcut și aluatul. Vedeți? Plăcințele cu ricota și cu ceapă și cu mărar. Eu le-am pus pe un gratar și le-am făcut. Pot fi prăjite, pot fi băgate și la cuptor. 200 de grame de făină, 100 de apă, călduță, nu, cald, nu fierbinte, caldă, așa. 3 grame de drojdie, un praf de sare, o să avem nevoie, 50 de grame de unt, avem aici. Și apoi o să avem nevoie de o ceapă. Ceapă o punem după gust. Eu am așa o bucățică de ceapă verde. Așa. Cu ricota. Ia să-mi aduc ricota. Vedeți, cu ricota, circa 500 de grame, 400, depinde câte plăcințele faceți. Și mărar care eu l-am la congelator și am să-l scot în momentul când terminăm aluatul și facem compoziția pentru umplut. Atunci, dau și ricota la frigider. Și ne ocupăm mai întâi de aluat. La 200 de grame de făină, eu am să pun 100 de apă, cu un praf de sare și cu 3 grame de drojdie uscată. Și drojdia uscată, să vă uitați pe pliculeț, că este drojdie uscată care se pune direct în făină, sau, cum am eu astăzi, se pune în apă. Și am să o pun în toată în apă. Și o să așteptăm așa un minut, două. Între timp o să tai și ceapa mărunțel, așa cât se face drojdia. Și am să dau așa deoparte să se vadă. O să tai ceapa mărunțel și ceapa o tăiați cât de mărunțel doriți. Așa. Să dau la mic aici. La cartofi am lăsat la mic. Acum a dat în clocot, dăm la micuț și lăsăm să se facă cartofiori. Acum tăiem ceapa. Mărunțel, mărunțel. Așa. Și mărarul. Îl scot în ultimul moment când fac umplutura cu ricota. Că mi l-am adus din România și îl țin la congelator. Așa, aici vom pune ceapa, ricota, mărarul, sare și piper. Nimic mai mult. Am pus ceapa. Punem ricota sau brânzică sărată, brânză de oaie, ce aveți prin casă. Eu am ricota. Așa, și pun. Aici am circa 450-500 de grame. Așa, aduc și mărarul.
Eu îl țin la congelator. Așa. Vă puneți așa o etichetă, mărar, și se păstrează. Așa, și eu dau așa deoparte și tai puțin. Așa, și îl bag imediat la congelator. Este foarte, foarte delicat. Așa, și îl tăiem mărunțel, mărunțel. Și-l adăugăm peste ricotta. Așa, și adăugăm aici tot mărarul. Și amestecăm încet. Eu nu adaug ou. Dar puteți adăuga și nouă ușor, dacă doriți. Așa. Punem și puțină sare. Depinde cât de sărată este brânzica. Dacă este sărată, nu mai adăugați. Și puțin piper. Așa. Și ne facem umplutura și între timp se face și drojdia. Apa trebuie să fie caldă, nu fierbinte, că altfel omorâm drojdia. Așa, ia să amestecăm așa bine aici. Un vas mai mare, nu pot singur. Așa. Și amestecăm așa bine. Și am să o dau la frigider, că este foarte, foarte cald, până facem aluatul. Așa. Gustați, să vedeți dacă este bun de sare, de piper, de ceapă. Poate doriți mai multă ceapă. Ceapă o puneți treptat, după gust. Așa. Acum, voi pune un capac și o dau la frigider cât timp fac aluatul. Că este foarte, foarte cald. Facem aluatul. Cum am spus, la 200 de făină adăugăm 100 de apă cu 3 grame de drojdie. Vedeți că s-a făcut așa ca o spumică, s-a activat drojdia. Și un praf de sare. 3-4 grame, 2 grame, depinde cât doriți. Așa. Și untul o să ne trebuiască după aceea.
Și acum, peste făina noastră vom pune puțină sare. Eu pun așa două prăfulețe mici, cât țin așa puțin între degete. Amestec. Și acum adaug drojdia noastră cu apă. Așa. Și amestecăm. Aluatul este simplu, simplu. Doar că are nevoie de puțin timp să se odihnească și să crească puțin, puțin. Am să vă arăt cum. Acum amestecăm cu mâna. Bună seara, bună seara, bună ziua, bună ziua! Că nu știu din ce parte a lumii mă urmăriți. Așa, și frământăm așa bine. Vedeți? Aluatul. Așa. Frământăm așa bine, frământăm. Să incorporăm bine toată făina. Vedeți cum se face, iată-l. Așa. Între timp și cartofii se fac pe foc. Cum terminăm aici cartofii, mâncărica noastră de cartofi sau păjoluțe cu cartofi, nu știu dacă ați mai făcut. Eu fac mereu, că sunt buni. Fac și păjoluțe cu ciupercuțe. Am și rețeta pe YouTube făcută. Foarte, foarte bune. Așa, vedeți? Și acum, după ce l-am frământat așa bine și a schimbat aspectul. Ia uitați cum arată. Așa. Încă puțin îl mai frământ și după aceea îl punem cu unt să se odihnească și să crească. Așa. Ia să dăm ce ne-a rămas aici. Așa. Acum îl voi tăia bucățele. O bucățică o fac așa și am să o dau prin unt și o pun în, într-un vas acoperită cu folie și o las să se odihnească o oră, două, trei. Așa.
să le scot pe cele care le-am pus înainte. Așa. Și să vă arăt pe ce le fac eu. Hai să văd dacă reușesc să scot folia. Să o deschid. Așa. Așa aici, vedeți? Și am să scot să vă arăt. Aici avem untul. Eu am să le fac și am să le pun așa pe această, vedeți, ca un grătar. Am deschid focul și am să le pun așa deasupra. Ca să -mi... Ia uitați. Așa. Și se face, se coace așa. Deschid focul mai întâi și după aceea preparăm. Așa, am deschis focul. Ia uitați ce au crescut aici. Bastonașele mele, vedeți? Așa, și am să le pun așa aici, în față, să schimbăm. Vedeți, cu unt. Și eu le dau prin unt, așa, și le pun așa aici. Și ele cresc, cresc, cresc. Așa. Și le las. Le las până cresc. Ia uitați ce mari s-au făcut. Și acum le întindem și le umplem cu umplutura noastră de ricota. Le las să se odihnească. Așa. Le acopăr. Și le vom face aici pe... Mi-aduc și umplutura. Între timp, ați văzut, grătarul nostru se încălzește. Aici avem umplutura noastră, vedeți? Și o să iau cu lingura și am să pun așa în... Ca să le facem ceva de genul acesta. Ia uitați. Umplute cu ceapă și cu mărar și cu ricota. Am să pun puțin unt așa peste fundul meu. Am să-mi iau o bucățică și am să o întind așa puțin. Și pun cu o lingură din ricota. Iau așa o lingură și pun așa aici.
o iau și o așez pe gratar. Ia să vă arăt și cum am să întorc aici mâna. Să vă arăt cum le așez. Și ele se fac pe gratar. Le puteți și prăji dacă doriți. Am să-mi pun mănușile, că este fierbinte. Așa. Și le pun așa aici. Ia uitați. Să se facă. Și pun pe foc, la foc potrivit. Și când este gata, o scoatem. Așa. Să le facem pe cele care sunt acolo. Așa, ia să întorc. Și acum punem din nou puțin unt. Vedeți cum se vede cum a crescut? Ia uitați. Are drojdie și crește. Și întindem așa puțin. Așa. Și punem puțină umplutură. Așa. Întoarcem capetele astea. Și punem pe gratar. Eu mă duc să pun. Am să-l aduc când le întoarcem pe toate, să vedeți. Așa. Punem puțin unt. Și puțin umplutură. Este foarte delicat aluatul. Așa. Și dăm așa o formă pătrățoasă, pătrățită. Și punem pe gratar. Punem unt. Eu le-am lăsat cam mult la crescut. Au crescut, au cred că 3 ore, dar e de ajuns și o oră. Deci în momentul când se cresc, le puteți și prepara. Așa. Eu le pun pe gratar. Se fac și ies bune, bune. Așa. Punem și astea și imediat le și întoarcem. Să mai pun puțin unt. Așa. Și după ce terminăm cu plăcințele, le facem, vă arăt, înghețată. Înghețată de lămâie. Două ingrediente. Bună, bună, bună. Pe căldurile acestea avem nevoie să ne răcurim. Așa. Așa, o punem și pe aceasta, mai avem încă una și imediat le și întoarcem. Așa. Punem untul. Așa. Punem din umplutura noastră. Întoarcem capetele.
Așa. Ia uitați. Și strângem așa, că se lipesc. Uitați, le-a cinstit. Încep deja să crească. Vedeți? Să se umfle. Să le mai întorc. Așa. Le puteți pune și într-un vas mai larg. Ia uitați-le cum se fac. Încep să crească. Cum încep să crească? Cam peste o oră. Așa le putem să le întorc. Acestea sunt ultimele care le-am pus. Se aude cum sfârie de la unt. Așa. Și acum punem pe foc. Și am să o tai. Să vedem dacă reușesc. Sunt fierbinți, fierbinți. Ia uitați cum arată. Plăcințele bune și gustoase. Le puteți și prăji, le puteți băga și la cuptor dacă doriți. Eu le-am făcut așa pe gratar. Aceasta este rece și bună. Ia uitați cum arată. Făcută. Acestea sunt făcute acum și sunt fierbinți. Eu vă pup. Aceasta a fost rețeta de astăzi. Vă mulțumesc din suflet. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și că mă urmăriți. Ne vedem în altă zi cu alte rețete. Să lăsați mesaj în comentarii dacă doriți să facem ceva în special, ce ați dori să preparăm împreună. Și vă mulțumesc din suflet, vă doresc o după-amiază plăcută în continuare. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag pe toți, pe toate. Vă pup dulce. Și vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet tuturor. O după-amiază frumoasă, o zi frumoasă în continuare și ne vedem cu alte rețete. Pupici și multă, multă sănătate vă doresc. La revedere!